Bine ați venit la noi acasă, ne bucurăm să ne revedem după atâția ani. Ce ați făcut în tot acest timp? Multe! Extrem de multe lucruri și pe plan profesional și familia care e pe primul plan. Copii, am crescut copii frumoși. Da. Ne-am ocupat de educația copiilor, au crescut, acum ne facem și noi de cap. Eric are 16 ani și Eduard are 12 ani. Mari! Fără ei nu ne vedem viața. Ei sunt parte din noi, sunt fructul iubirii noastre. E perioada aia care trebuie să înțelegem noi pe ei. Dar și noi am trecut prin perioada asta. Ăla mic e basketbalist. Pasionat, ultra pasionat de basket. După ce au fost la școală de rock, au făcut instrumente, au învățat. Au avut trupă, da. Au cântat într-o trupă. Și acum tobele nu le mai... Ăla mare nici măcar nu le mai șterge de praf. Și ăsta mic cu pianul a pus capacul la revedere. Deci au rămas de decor? Au rămas oarecum de decor. Și cel mic e foarte prins de basket. Este extrem de prins de basket. Ceea ce pe noi ne bucură, pentru că e ok, face sport. E bine la vârsta asta să facă sport. Voi împreună? 2004? 18 ani. Am făcut majorat la anul ăsta. Dacă tot ai adus aminte de această cifră, 16, primul nostru fiu este născut pe 16 ianuarie, iar noi anul ăsta, pe 16 septembrie, facem 16 ani. Iar anul acesta, pe 16 septembrie... De la căsătorie facem. De la căsătorie, de la nuntă, da? Pe 16 septembrie anul acesta vom avea al treilea copil, ca să zic așa, nu? Da. Al treilea, da, cu ghilimele, nu ești însărcinată, da? Nu sunt însărcinată. În urmă cu 8 ani, viața Sandei s-a schimbat complet. Fostul manechin și-a descoperit pasiunea pentru astrologie și i s-a dedicat în totalitate. Și aici pe este începutul unui festival? Este un festival de astrologie, Astro Anima Fest. Este unic până în momentul de față. Sunt simpozioane de astrologie, sunt dar între noi astrologii. Asta e diferența. Ne întâlnim cu toată lumea care este pasionată, nu neapărat inițiată în tainele astrologiei. Vrei să spun ceva? Eu nu credeam în astrologie, tocmai de asta fac acest eveniment pentru cei care sunt sceptici ca mine. Eu nu credeam absolut deloc. Dar studiind, am o groază de cărți acolo. Absolut orice carte deschideam, geometrie sacră. La un moment dat, m-am apucat de angiologie, toate, de absolut toate, cărțile mă duceau către astrologie. Și du-te mă că nu cred în astrologie, e o ghicitoare, deci nu mă uitam la televizor la așa ceva, eu schimbam programul. M-am dus la un curs și am rămas până la sfârșit, am dat și examen, adică, da. Atât de mult m-a fascinat când am văzut că are bază științifică. Va fi 3 zile, 16, 17 și 18 septembrie.